Excentrica Ana Maria Prodan nu s-a ferit să ofere detalii atunci când a fost întrebată despre viața ei privată. Impresara a mărturisit că a încercat totul în viață, mai puțin un anumit lucru în pat. Sexy impresara nu ezită să se fotografieze aproape complet dezbrăcată și să posteze totul pe Instagram. Însă, oricât ar părea de dezinhibată, Ana Maria Prodan a recunoscut că nu a făcut niciodată un anumit lucru în pat. Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Ana Maria Prodan a mărturisit: tatăl meu și-a dorit foarte tare să fiu băiat. Neavând ce să facă, m-a crescut ca pe un băiat din toate punctele de vedere. Când eram mică și mergeam la poligon cu tata, fetele mă întrebau cum a fost. Eu vorbeam și de arme și de mașini, iar toți se uitau la mine, în afară de băieți care făceau roată în jurul meu, fetele fugeau. Tot ce a fost pe pământul ăsta, eu am încercat. În toate domeniile. Mai puțin pe partea sexuală, nu am chestii de astea cu făcutul în grup, nu. În rest, am încercat absolut tot. Mi-am permis totul în viața asta, orice. Mi-am dorit lucruri lumești, nu să zbor în cosmos, a spus Ana Maria Prodan. A acceptat să fie înșelată. După o lungă perioadă de negare și după ce a acuzat pe toată lumea că inventează amante, Ana Maria Prodan a recunoscut că a știut tot timpul că este înșelată de Laurențiu Reghecamp. Ba mai mult, impresara a dezvăluit că de cele mai multe ori i-a acoperit greșelile. Luis Lazarus. Tu ai simțit când s-a rupt între voi sau el a fost așa mereu, la dublu? Ana Maria. Eu trăgeam foarte tare să-mi păstrez familia. Întotdeauna auzeam în oraș, mă făceam că plouă. Am aplicat toate nebuniile posibile, mai bine nu cauți ca să nu găsești, mai bine te faci că nu auzi. Totul doar să fie bine pentru că îmi doream pentru el un parcurs rachetă. Eu i-am spus, Laur, într-o zi ți se va înfunda pentru că eu nu o să mai stau mereu așa, tu singur o să fii în cădere liberă, nici măcar acolo unde te-am lăsat, nici măcar pe pământ, ci este undeva sub pământ. Nu a înțeles nimic. Cred că nu a avut capacitatea asta să se țină foarte mândru. Eu i-am explicat faptul că femeile astea cunoscute îl vor înmormânta într-un timp atât de scurt încât nici nu va realiza. Este foarte greu să-ți mai revii din așa ceva. Odată ce ți-ai pierdut mândria, forța, eu cred că nu le mai recuperezi niciodată, a explicat Ana Maria Prodan în podcastul lui Luis Lazarus.